Bună ziua, bine ați revenit la Bucătăria de Acasă cu Liviu Dragnea. Cred că mă cunoașteți, sper că mă cunoașteți. Încerc prin aceste rețete pe care vi le prezint să conving din ce în ce mai mulți români să gătească românește, să gătească acasă, să gătească sănătos, să folosească cât mai multe legume proaspete, legume curate. Bineînțeles, când o să gătim după Paști, o să folosim și carne și o să vorbim pe îndelete despre asta. Acum vorbim despre rețete de post. Astăzi o să pregătesc orez cu legume și ciuperci. Este o mâncare care nu e complicată, chiar dacă pare la prima vedere, dar este foarte gustoasă, foarte sănătoasă, foarte hrănitoare și care poate fi mâncată ca atare sau folosită ca și garnitură. Deci astăzi este o rețetă de post. O să călim întâi ciupercile, după ce uleiul s-a încins. Ca de obicei, vă spun că eu folosesc doar ulei de măsline, pentru că este foarte sănătos. Uleiul de măsline nu este un moft, uleiul de măsline conține antioxidanți, care sunt foarte sănătoși pentru organism și noi nu atingem punctul de ardere în așa fel încât să ardă și să devină toxic. Mai ales că se găsește ulei de măsline special produs pentru prăjit. Deci 100 de grame de ciuperci tăiate felii, le călim. Ciupercile o să se coloreze puțin, o să capete o culoare brun, plăcută. Ciupercile puteau să nu fie călite înainte, ci doar fierte, dar sunt mult mai gustoase, mult mai gustoase. Punem ceapa. O ceapă mică spre mare. O ceapă românească. Nu e umflată, nu e foarte mare, dar cel puțin e curată și sănătoasă pentru că e din curte, de la un producător român, local, care bineînțeles că nu are acces să-și vândă legumele la hipermarketuri. Nu are acces, pur și simplu, pentru că acolo trebuie să se vândă ceapă din Olanda, de exemplu. Trebuie să se vândă ardei din Spania. Am văzut de curând afine la un supermarket care a inundat toată țara. De unde credeți? Din Peru. Și am un foarte bun prieten, foarte bun și foarte vechi prieten, care cultivă și încearcă să vândă de ani de zile fructe de pădure, certificate bio, certificate eco. N-are nicio șansă să vândă la aceste hipermarketuri. Trebuie aduse afinele, murele din Peru. Pentru că proprietarii acestor hipermarketuri urăsc producătorii români. Acum o să punem o jumătate de ardei gras și o jumătate de ardei capia. Mi-aduc aminte când am pornit programul Tomata, cum a crescut de 3 ori producția de tomate românești, cum scăzuseră importurile de tomate și implicit contrabanda cu roșii, pentru că este foarte multă evaziune fiscală acolo, și ce mare fericire a fost pe străini și pe aceste rețele, după ce m-au luat pe mine, m-au ridicat. Și ce să vezi, programul Tomata a fost oprit, pentru că era făcut de mine și trebuia să fie oprit. Pune și niște morcov ras. Gospodinele știu, dar eu spun așa pentru cei care nu știu. Îl punem ras pentru că dacă îl puneam feliuțe, era mai greu să se facă. Morcovul știți bine că se fierbe puțin mai greu.
punem niște cimbru. Niște boabe de piper. V-am mai spus, vă spun și acum, eu folosesc și piper negru și piper verde în combinație. O să am rețete la care o să folosesc piper roșu, da? O să vă prezint atunci. Acum punem orezul. Aici este o cană de orez basmati, adică orez cu bobul lung, care este foarte bun pentru această mâncare. O cană cam de 250 de grame. Amestecăm puțin. Între timp, eu am făcut o supă de legume. Supă de legume, adică o supă de ceapă, țelină, pastrnac, ardei gras și, bineînțeles, morcovi. Este o, practic, esență de vitamine acolo, va da un gust senzațional. Adică vreau să spun că este mult mai gustos față de situația în care punem doar apă, simplu. Sigur, se poate face și cu apă, dar eu vă prezint rețete gustoase. Punem cam 2-3 din această cantitate, practic aici sunt 3 căni de supă de legume. Punem și mărar. E păcat să nu folosim. Eu folosesc mărarul aproape în orice, nu chiar în tot, dar în aproape orice, pentru că am crescut cu mărar, mama folosea foarte mult mărar, e foarte gustos și foarte sănătos. Îi punem capacul și o lăsăm la foc mic. Acum o să punem și restul de supă de legume. Să punem cam 100 de grame de mazăre congelată. Și eu pun de obicei și bulion. Mie mi-este foarte greu să fac o mâncare fără bulion, fără roșii, fără roșii în bulion, fără pastă de tomate. Dincolo de faptul că roșiile sunt foarte sănătoase, sunt foarte gustoase. Punem capacul și așteptăm să mai scadă puțin. Orezul este gata. Este făcut. E suficient de consistent. Îl oprim și îl mai lăsăm 5 minute, 10 minute să așeze. Vreau să țineți cont că el când stă aici, până o să îl servim, orezul mai absorbe lichid, mai absorbe toate aromele de la celelalte legume. Asta a fost rețeta de orez cu legume și ciuperci, o rețetă foarte sănătoasă, foarte gustoasă și așa cum ați observat, nu este greu de făcut. Vă invit să o faceți și voi. Vă mulțumesc că am gătit din nou împreună astăzi și până la următoarea rețetă, vă urez numai de bine!